Doamna, știu că o să vi se pară absolut surprizător. Eu o să vorbesc astăzi despre Laura Codruța Kövesi și știu că o să vină ca un șoc treaba asta. Deci, șefa DNA, Laura Codruța Kövesi, începe să-și piardă susținătorii din CSM. Nu se poate. Așa ceva este intolerabil. Nu se poate. Simt nevoia să hashtag rezist. Nu se poate. Kövesi începe să-și piardă susținătorii din CSM. Dar la ce se referă această, și anume, acest titlu? Cererea de apărare a independenței sistemului judiciar, formulată de Kövesi, știți, ceva mai stupid decât asta cu cererea de apărare, ați auzit vreodată? E la modă, adică una, două, mai vine câte un procuroraș și face o cerere de apărare și scrie la CSM și zice, vă rog să apărați independența sistemului judiciar. Și ea scriu pe foaie, apărăm independența sistemului judiciar. Adică ceva perfect, stupid, care n-are niciun fel de obiect și nicio concretețe de nicio natură. Bun. Chiar și așa, cererea de apărare a independenței sistemului judiciar formulată de Kövesi, privind comentariile din presă. What the? Ce treabă are CSM-ul cu comentariile din presă? Ce poate să facă CSM-ul presei? Este ceva, repet, perfect stupid. Dar, chiar și așa, cererea de apărare deci a independenței sistemului judiciar formulată de Kövesi, privind comentariile din presă referitoare la începerea urmăririi penale împotriva liderului PSD Liviu Dragnea, a fost respinsă cu un vot zdrobitor pentru șefa DNA. Laura Kövesi nu a fost în stare să strângă decât 3 voturi în favoarea sa. Avem, desigur, adică lumea justiției are, desigur, documentul, ce altceva. Vin tot mai multe semne rele pentru șefa DNA Laura Kövesi, inclusiv din Consiliul Suprem al Magistraturii, acolo unde Kövesi încă mai avea adepți dispuși oricând să sară în apărarea ei și să o protejeze în pofida evidențelor. Ceea ce s-a întâmplat în ultima ședință CSM este o nouă dovadă că statuia lui Nefertiti, ridicată în mod artificial de aparatul său de propagandă, se cam julește. Deci solicitarea lui Kövesi a fost formulată în legătură cu modul în care presa, desigur nu presa de propagandă, a relatat informațiile din comunicatul parchetului anticorupție din 13 noiembrie 2017. Deci vorba despre comunicatul prin care DNA a anunțat declanșarea urmăririi penale față de liderul PSD Liviu Dragnea. Evident, toată lumea se aștepta ca cererea Laurei Kövesi să fie admisă în condițiile în care, așa cum evenimentele petrecute în ultima perioadă au demonstrat, șefa DNA avea de partea sa majoritatea membrilor CSM. Ei bine, surpriză de proporții, cererea lui Kövesi a fost respinsă, plenul Consiliului hotărând că independența sistemului judiciar nu a fost afectată. Bine, cam cum dracu se poate afecta, mă întreb strict logic, nu trebuie să fii nici mare jurist, că nici Kövesi nu e vreo mare juristă, cred că v-ați prins, nu trebuie să fii, să ai inteligența lui Stephen Hawking, și nici Kövesi nu are chiar inteligența lui Stephen Hawking, ca să îți răspunzi la o întrebare simplă, cum dracu poate să influențeze presa independența sistemului judiciar? Evident că nu poate, prostie fără de margini. Dar reflexele staliniste ale acestei dudui sunt mai mult decât evidente. Când citește ceva ce nu-i convine și citește des sau vede des ceva ce nu-i convine, vine cu arestări, vine cu intimidări, vine cu hârtii penibile care n-au niciun fel de obiect în realitate către CSM. Bun. E, și-a luat refuz doamna Kövesi, lucru care este fără doar și poate o surpriză de proporții.